Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Adriana Vrăjitoru și vă invit la o nouă emisiune, Secretul Succesului. Invitații mei de astăzi sunt Cristina Clima și Ion Banar, elevi al Liceului Teoretic Alexei Matevici din orașul Joldănești și doamna Natalia Lupu, profesor de dans sportiv, Centru de Creație. Bine ați venit și vă mulțumim că ați acceptat invitația. Mulțumesc frumos și bine v-am găsit! Haideți să vorbim de Secretul Succesului, pentru că recent ați obținut un succes enorm de mare, cred eu. Da? Da? Ne spuneți. Doamnelor și domnilor, vă amintesc că Cristina și Ion au participat la un concurs, la prima etapă a concursului Moldova are talent. Și de aceea cred eu că au ce ne spun. Da? De asemenea și doamna Natalia, plină de emoții. Haideți, da. Ne spuneți, cum v-a reușit să ridicați toată sala în picioare? De fapt a fost deja probabil la a doua etapă a concursului, pentru că prima a fost preselecțiile. Ne-am fost în Ungheni, pentru că nu am reușit să mergem aici pe la apropiere, am aflat mai târziu. Și am fost selectați la preselecții pentru a fi audiați la a doua etapă audiții, la care am primit 3 de da de la juriu și am evoluat la Teatrul Național Mihai Eminescu în Chișinău. Dacă cum ne-a reușit acest lucru, probabil că datorită comunicării între noi doi și ne-am luat între în mâini, între noi trei, da, mai întâi între noi păi doi. Păi atunci în scenă era o comunicare între voi doi. Da, permanent le spun, dacă nu o să fie comunicare, înțelegere, absolut deloc nu o să primească nici dansul. Trebuie neapărat ca partenerii să fie o suflare. Și poate pentru că la început nu era serios, pentru că am aflat despre acest proiect, despre acest show, Moldova are talent, și adică am aflat, a venit ideea, poate că ar fi interesant să participăm, până când m-am informat și mi-am propus lui Ion, spun, haide să facem. Inițiativa, să înțeleg că a luat-o. Inițial mi-a spus doamna Natalia despre proiect. Așa. Dar a fost adică ceva, m-ar fi interesant să participăm, dar nu am luat în serios nici eu, nici Ion. După aceasta eu m-am informat și am venit, spun, haide să facem. Și eu mă spun. Ea s-a apropiat de mine. Da, cum ai primit? Ia-mi spune. Era o lecție de matematică, eram concentrat. Adică băieții sunt puțini așa mai... Păi... Doi înainte, unul mai retras, mă, da. Ion nu este genul. Cum ți-a părut propunerea? E vorba, era... Eu țin că era o lecție de matematică, eram foarte concentrați și Cristina spune la recreație, hai să ieșim. Era o perechi, de fapt, matematică. Și în pauză mă cheau, bine, hai să ieșim să vorbim. Eu presupuneam în cap, oare ce să-mi spui, hai să participăm la Moldova are talent. Eu stau, mă învârtesc acolo, mă gândesc, nu ce să-i spun, nu, cum? Hai să participăm, să încep să sar în sus acolo, nu? Și când mă gândesc ce mă așteaptă, de fapt, eu știam că și am văzut de la prima vedere că Cristina este foarte talentată, mai întâi Cristina a fost. S-a primit la noi chiar o povestioară așa, că a fost, am refuzat, nu avem contingentul de vârstă, dar ea, doamna Natalia, vreau ca să vin la dansuri, uitați-vă măcar ce pot eu. Uite, la noi în sat, noi dansam acolo, fanteziile proprii și așa mai departe. Bine, și m-am uitat și mi-a plăcut, eu am văzut o pasiune frumoasă. Am văzut emoțiile, atât o dorință mare de a dansa. Și mi-am zis că hai să iau perechea asta, cu toate că erau mai mulți copii și mă gândeam că să nu iau, fiindcă copii mulți aveam, adică 4 grupe, prea mult pentru puterile mele și adică nici nu intrăm în oral așa de mult. Și am luat, m-am gândit că undeva să rezervez vreo câteva minute și pentru ei. Dar când ți-a singur perechea, da? Da, mai întâi cu altă pereche a venit, dar am venit cu altă pereche, cu altă partener, însă așa nu s-a primit, adică nu s-a primit la noi, eu undeva jumătate de an am dansat împreună și după aceasta el adică a refuzat, avea de ocupații și un timp am fost fără partener, eram foarte disperată. Nu, mă gândeam un eventual partener, dar nu mă gândeam să propun lui Ion pentru că știam că el, adică ceva era cam departe de dans, nu i-am văzut niciodată pasiunea aceasta. Ai ne spune doamna Natalia, e departe sau aproape de dans? Când l-a adus Cristina, spune, doamna Natalia, nu retrăiți, eu partenerul îmi găsesc că dansurile nu le repet oricum, pentru că eu de la început le-am spus, Cristina, uite, dar mergeți până la sfârșit, nu muncim și când trebuie să ieșim să arătăm rezultatele, nu o să
sunteți, că din păcate așa este lucrul nostru. Se mai întâmplă chiar foarte des în profesia noastră, adică muncești cu copiii, până la urmă pleacă, nu vine partenerul și mai des partenerul. Și, da, nu știu dacă își pierd, în orice caz, foarte des primești lucrurile astea. Când se realizezi ceva, atunci... Și când o caut, nu mi-aduce pe Ion. Mă uite așa, zic că... Hai să vedem, dar ei de acum am învățat să ca nu știu. Ca formă merge, eu, da? Da, 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 ca formă merge, băiat frumos, da? Mă rog, Cristina de acum am învățat să nu știu. Eu așa, l-am adus. Da. Doamna tare, uitați-vă, mă uiteam, știi mulea, că e vrea așa de tare ca să, ca să accepte, să accept. Și privind, zic, da, dar de unde l-ai luat? Că e foarte greu de găsit, mai ales la vârsta mare, când copilul nu s-a ocupat, nu știe ce înseamnă dansul. Pentru dânsul era, spun, cred că Ionel, era, da, era o, interesant și se uita cu ochii la mine, pătruzători, atâta eu am văzut. Păi l-a captivat, da? Cum da, atâta dorință și foarte atent și foarte bravo și... Chiar din prima sursă s-a prima zi, țin minte, că am venit în studio la doamna Tarea, Cristian îmi spune la bun început, stai fără grijă, doamna Tarea e o femeie foarte bună, foarte, foarte femenină și tot o să fie bine. Eu am crescut pe cuvânt, eu am spus, mai vedem noi, în timpul așa. Da. Și am intrat în studio, am început, ne-am salutat, am făcut cunoștință. Vreau să spun că doamna Tarea mi-a făcut o impresie foarte bună, adică am rămas captivat de atenție, de faptul cum cum se atașează față de elevi. Da. Și țin minte primele ore când veneam și nu se primea nimic, se primea doar câte ceva și am hotărât în sinea mea că eu voi munci și un mic secret. Un mic secret al succesului. Da, când stai în compania două femei care mereu te încurajează și eu un singur bărbat, adică și dintr-o parte și din alta, nu poți nu vii să te ocupi, adică e imposibil. Trebuie să muncești, să muncești, să ne întoarcem înapoi la dans. Da? Da. A fost pus un dans, așa ne spune doamna Lupu, cum din punct de vedere tehnic. Și chiar vreau să aflu, ați muncit de la bun început la dansul acesta pentru că l-ați pregătit pentru ceva sau era pus așa într-un program al zilei, da? Chiar pentru Moldova Art Talent, da. Chiar așa din start da. L-ați... Ne-am gândit împreună ce tematică, cum să începe muzica, da. Am acceptat, am venit, deja eram în concediu, eu. Eram în vacanță, unul într-un sat, unul în altul, eu le zic, veniți la mine acasă, nu, până toată vara. Ne pregătim pentru Moldova Art Talent, toată vara ne-am ocupat. Adică cum ne-am ocupat? Ne-am ocupat până în iunie, pentru că iunie am fost la un game, a preselecție. Da, iunie. Și ne-am ocupat undeva vreo 2 sau 3 săptămâni, am făcut dansul. Și era, adică, vacanțe deja, trebuie să stăm pe acasă, părinții. Eu undeva vreo 2-3 ori săptămână, iarăși așa întâlnești. Părinții, unde te duci atât asta? Eu spun că trebuie să duci, avem, adică părinții știau. Inițial nu am vrut să spunem, l-am foarte mulți, dar unde mergem pentru și ne pregătim, pentru că nu știam dacă o să reușim. Da. Și nu am vrut să spunem, pentru că, adică, mai întâi obținem succes, după asta ne împărtășim cu ceilalți. Atunci când ați mers în iunie la preselecție, a fost cizelat, așa, pus bine dansul de acum? Da. Sau ați avut încă alte, poate niște schimbări? Nu am schimbat absolut nimic. Din temelie. Cum l-am programat, așa? Da. Numai că știți cum, odată trece timpul, experiența se acumulează și devii mai încrezut în tine, pentru că la unghieni, așa cum îmi amintesc, aveam așa de multe emoții, cu toate că acolo în sală nu era nimeni în sală decât cel care filma și juriu, adică juriu filma și cu asta ți-a hotăra soarta, ai să te duci audiție sau nu. Dar așa de tare le trăiam și doamna Daia, atâtea emoții, pentru că eram premieră dansă, eram premieră. Noi doi ne-am permis, mi-aduc aminte, atâtea emoții de puternice. Și, adică, ești puțin nesigură în dans, pentru că eram premieră. Dar după ce acumulezi experiență, mai dansezi pe scenă și când se duce deja, când am fost la audiții, adică eram încrezuți în noi, eu știam că știu dansul la perfecție, sunt încrezut în mine, dar emoții totdeauna erau, pentru că acolo era sala plină și erau foarte multe emoții. Dar Ion a fost cu mine și domnul profesor a fost și, adică, așa, toate emoțiile, toți trei s-au unit și au să primim ceva foarte frumos. Păi, dacă și... Ați pus așa și sala, și juriu, chiar stam și eu și priveam, zic, Doamne, spune cineva din ei, nu, e extraordinar. Ion, ai avut așa multe elemente din dans, ai avut când trebuie să o poți pe,
pe Cristina așa mai mult, prin mâini așa, prin aer. Și foarte mult mi s-a aruncat în ochi momentul când, uite, rotația asta, doamna lupul din culise, vai, s-a primit și bate din palme. A fost atât de complicat acest element sau de ce ați retrăit dumneavoastră mai mult? Pentru că emoțiile lor nu le-am văzut, dar dumneavoastră foarte mult ați retrăit. Eu mai mult am retrăit. Elementul este cizelat de foarte, foarte, foarte multe ori. Este și... complicat. E complicat pentru că acolo merge un pace... S-a primit fix în tact, cum vroiam eu. Da, cum vroiam și fix în tact. De care trebuie. Este complicat pentru că este o întoarcere a mea, dar vă dați seama, pentru că eu mă țin doar în mâinile lui Ion, adică contactul meu cu păleaua e foarte puțin, eu mă țin în vârful picioarelor, de-abia, și Ion mă ține mâini și el mă întoarce. Și la început, dacă cred că mă amintesc cum repetam figura aceasta, Doamne, și mai nu mă scăpa pe jos, și eu mă temeam, și când la urmă, când îți primești frumos și vezi și muzică și elementul la locul lui, pentru că când ai vârf la locul lui era în acest element, așa ți pare bine și nu știu să venea crede cândva nu puteai face și cândva ți părea foarte complicat. Apropo, care element a fost cel mai complicat din montajul acestui dans? Pentru mine n-a fost nimic complicat. Complicat, pentru că făceam totul din plăcere. Imposibil, nu a fost nimic. Cum a spus doamna Natalia până început, dansul era doar o suflare. 3 minute, doar o suflare, da. Adică fără ai pauze. Intrat și ai trăit în scenă și gata. Sunt niște actori deosebiți. Intră în sensul dansului. Noastră și cântierasă. Eu spun sincer, eu spun sincer, eu nici o laudă, nici... foarte, foarte buni actori, ați fi, de exemplu, dacă vă-ți alege drumul mai departe, redău emoțiile atât de frumos pe față și prin gesturi, prin tot. Nu poți ca să fii pur și simplu indiferent. De regulă, atunci când pregătim dansul, să înainte să ieșim pe scenă, eu am vorbit cu Ion, am dus deoparte și era numărul nostru, acum și noi ieșim, pe o sală e plină. Și eu am spus lui Ion, hai să dansăm dansul acesta așa cum el trebuie dansat. Și să-l retrăim așa ca doi oameni care, într-adevăr, au trăit povestea aceasta. Pentru că atunci când, chiar și numărul care pregătim pentru următoarea etapă, noi încercăm să intrăm în... Noi prezentăm o situație. În 3 minute, o poveste. O poveste, într-adevăr. Dar noi încercăm, cum, adică chiar și prietenii mă întreabă, cunoscuți, cum așa voi, așa parcă pare voi sunteți îndrăgostiți acolo, parcă sunteți o pereche, parcă... E joc actoricist. Și eu spun, noi avem două personaje pe care noi le prezentăm. Iată, eu știu că este eroina mea și este eroul lui Ion. Știi, eu trebuie să intru și să prezint toate acele sentimente care le are ea. Adică... trăiește, adică nu prezinți eroi, da, dar chiar îi trăiește. Da, trăiește. Adică încercăm să, iată, partea aceasta sentimentală, anume număr, încercăm să o descoasem, să o primim, pentru că este foarte important. Mie a fost, dar și tematica a fost foarte, foarte... Mie mi-a fost, cred că, cel mai greu, fiindcă femeile sunt pe obicei mai feminine, mai sensibile, mai emoționale. Eu puțin mai rigid, mai dur și chiar după ce repetam, ne duceam și repetam, după repetiții, când ne odihneam, mă gândeam mult, mă gândeam ca să pătrund în sens. Și asta s-a dat cu timpul, de fapt. Nu de la bun început am înțeles ce fac eu. Și... conștientizarea aceasta a lucrurilor dă o emoție, dă un impuls de a o motivație, de a te ocupa și de a trăi scena, anume aceasta, de sentimentul de actorie. Fiecare participant de la acest concurs așteaptă cât de concentrat n-ar fi și cum nu îi se pare lui că se prezintă extraordinar, totuși are emoția aceasta și frica aceasta în suflet, că acuși va auzi semnalul, da? Ați avut așa? Sau nu? Nu ați reușit? Nu. Ei n-au reușit, erați dar încrezuți? Erați încrezuți? Eu sau n-ați reușit să... Știu, eram sigură pe numărul acesta. Știam că este o tematică puternică și este un număr bun. Și știam că, nu știu, dansam, pur și simplu dansam. Dansam, știam că avem un număr, avem o poveste în care eu trăiesc și gata. În rest, sunt eu, Ion, și gata. Mai mult nu este nimic. Ocupații și arăt. E vorba de disciplină. Da. Ce a însemnat pentru Nicu Țărnă, pentru voi, spus al lui Nicu Țărnă, când zice că am văzut o prezentare ca lumea? Să începem cu cum am ieșit noi pe scenă. Noi am ieșit, ne-am prezentat, am spus ce număr avem, adică ce nu am prea văzut la alți concurenți. Pentru că în acele broșuri pe care le-am completat, acele formulare, era denumirea numărului, ce reprezintă numărul nostru, ce vrem prin acest număr să demonstrăm. Adică noi am avut denumirea unui număr, asta contează, adică cât de cât spune despre numărul care îl avem. Și am avut
un scenariu întreag, acolo a fost adevărul început, cuprins încheiere. Asta este foarte important. Și, nu știu, poate că faptul că eram tineri, atât de tineri, eu pe urmă mă uitam la noi, într-adevăr eram frumoși. Adică, nu, încerc să fiu modestă, dar chiar și mulți primești. Dar îți primești. Mulți care ne priveau chiar și spuneau, așa sunteți de frumoși, de tineri, de plini de energie. Chiar din sală care erau acolo domnișoare care ne ajutau, au spus, voi ați fost în scenă, voi ați terminat dansul. Voi așa de frumos zâmbeați, că era imposibil să vă spună nu. Pentru că ați simțit că n-ați greșit. Și anume, s-a primit un nume, și anume denumirea și tot acesta în ansamblu, și datoria și este munca profesorului, mentorului care a fost alături de noi, fiindcă majoritatea concurenților noștri, să spunem concurenți, fiindcă am făcut cu mulți cunoștință și vreau să spun că pe scenă concurență înveați prieteni, adică își comunicăm chiar pe rețele. În statorie este mai mult a mentorului care ne-a îndrumat și s-au dat dintr-o parte, fiindcă majoritatea concurenților singuri au pregătit și poate unii mai bine, unii mai... Însă majoritatea mai rău se vedea, nu se vedea un număr. După părerea mea, adică nu vreau să convin pe nimeni. Și dacă vorbim de secretul succesului, un mentor care să te îndrume, să te motiveze, să te vadă dintr-o parte ce faci, cum faci, este foarte, foarte, foarte important. Asta e părerea mea. Ați, printre concurenți, printre participanți, ați văzut un concurent undeva, cineva care așa v-a pus puțin pe jar, oare? Nu cred că să ne pune pe jar, pur și simplu, de exemplu, eu cred că eu o să mă susțină, când am mers la acest concurs, nu ne-am dus pentru 500 de mii. Nu a fost, adică nici nu m-am gândit la asta. Să obținem bani, iată, și asta este scopul nostru, să obținem bani și să facem ceva cu dânsii. A fost pentru participare, pentru plăcere, pentru că într-adevăr e foarte plăcut să te duci acolo. Am văzut, îmi pare bine că văd concurenți și mă bucur, pentru că Moldova are talent și are talente frumoase. Chiar am vrut să ne vedem puterile. Da. Și asta, dar adică sunt, oamenii sunt diferiți, talentele de altfel sunt diferite. Și fiecare e bun în domeniul său, adică asta e. Cineva practică un gen de dans, altcineva alt gen de dans. Cineva redă o emoție, altcineva alte emoții. Cineva cântă bine, cineva dansează bine, altcineva jonglează bine, altcineva face magie. Adică pentru jurul este dificil aici, dar asta este frumos. Să-i vezi acolo în culise cum se pregătesc, asta este foarte frumos. Sunt colegi nu numai de clasă, dar și de scenă. Nu sunt profesioniști, dar nici începători nu pot fi numiți. La Moldova Are Talent au venit cu un scop nobil. There is a house built out of stone. Salut, cum vă numiți? Mă numesc Cristina. Mă numesc Ion. Așa, și ați venit să faceți ceva frumos. Un dans liric pe care l-am intitulat Între cer și pământ. Foarte frumos, domnul Mihai are multe întrebări, dar prin mine. A întrebat cum v-ați unit pentru acest dans. Suntem colegi de clasă, colegi de bancă și parteneri de dans. Bravo! Ok, succes! Doamne, dacă mi-ești prieten, nu mai otrăvi ursita. Dă-i în scris poruncă morții să-mi ia calul, nu iubita. Je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quelqu'un. Un rocher, comme un péché. Je suis accrochée à toi, je suis fatiguée, je suis épuisée. Faire semblant d'être heureuse quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky. Pour moi, c'est le goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout.
comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu me privais de tous mes chants, tu m'as vidé tous mes mots. Pourtant, moi j'avais du talent avant. Avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé. J'ai le cœur complètement malade. Ce n'est qu'un barricade. Entends, je suis malade. Ați fost superb, Ion și Cristina. Atât de sincer, atât de frumos am simțit dragostea voastră, un moment emoționant. Pe mine m-ați cucerit. Eu în sfârșit am văzut o prezentare ca lumea. Un dans foarte pasional. Unicul lucru vreau să te întreb, Ion, chiar trebuie iau pastilele alea să le ai cu tine? Era, de fapt, un accesoriu necesar pentru a face dansul mai amplu, mai puternic. Cu cine mai puternic. Acest dans? E un coreograf în spatele acestui dans? E profesoara noastră de dansuri, doamna Natalia Lupu. Bună, doamna Natalia! Felicitări! Doamna Lupu, vreau să vă spun că ați reușit să transmiteți prin acești tineri o emoție deosebită. Felicitări! Băți, eu, mie mi-e greu să vorbesc. M-ați amuțit. Bravi. Mulțumim frumos. Uitându-mă la voi, cât de frumos sunteți, tineri, talentați. Eu vreau să văd mult mai mult, pentru că mi-a plăcut azi foarte mult, vreau să văd mai mult în etapa următoare. Eu vă zic da. Dacă mă invită la nunta lor, le spun da. Și din partea mea un da mare, mare, mare. Mulțumim frumos! Felicitări, mergeți în etapa următoare. Succes! Pentru mine a fost personal lărgirea orizonturilor personale, fiindcă dansez pe o scenă mare, am dansat pe scena Teatrului Mihai Eminescu. Și de asemenea a fost să demonstrez celor apropiați, părinților, prietenilor mei, că uite facem dans, fiindcă vreau să spun un caz, eram în studio la doamna Natalia și repetam același dans sau alte repetiții făceam și mă sună mama și spune, unde ești? Vii acasă. Eu trebuie să când se mășcai la 15 km, vii acasă. Dar mama, eu sunt pe drum, dar eu încă transpiram în sală, de fapt, și... Asta este. Trebuia să demonstrez, adică am vrut să arăt rodul muncii mele. Și am vrut să demonstrez și mie, personal, adică că eu pot și pot să-mi aplic cu disciplină și cu multă muncă, se obține ceea ce ați văzut la episod. Cumva v-a cucerit dansul... Haideți să vorbim așa, nu ați participat la Moldova Talent, dar ce înseamnă pentru voi dansul? Este un, am să spun eu primul, este un mod de a spune ceva fără a folosi cuvinte. Adică mișcările, faptul de a trăi pe scenă este a spune mesajul fără a folosi cuvinte. Asta scurt. Eu o să fac așa o paralelă, a dansa, a respira.
Adică pentru mine dansul este mai mult și simt că este mai mult. Simt că trăiesc din asta și simt plăcerea. Vin la dansuri, poate privesc cum fac repetiții grupele mai mici. Îmi place, îmi place să văd asta și îmi place să dansez. Și știu că pe viitor aș vrea să devin și eu profesoră de dans și aș vrea și eu să învăț pe cineva. Chiar și legi viitorul cumva de... Eu aș, adică posibil pot să aleg chiar două domenii. Încă un domeniu, dar știu că de dans nu o să mă las, asta este sigur. Pentru că, știu că îmi place, dar atunci când îți place ceva, nu neapărat o să, dacă o să muncești, o să te obinești și ce vrei și o să ai succes. În afară de aceasta, eu mă bucur de cuvintele spuse de Ionuț de Cristina. Vreau să spun că dansul ca tare vă dezvoltă multilateral. Trebuie să înțeleagă și părinții și lumea care ne privește, fiindcă, într-adevăr, corpul sănătos, memoria. Atenția, memoria, ținută corect, mersul frumos, copilul se dezvoltă mult mai bine și mai puțin și se îmbolnăvește și absorbe ce e frumos pe lume. Da. Fiindcă astea sunt lucruri foarte frumoase. Creativitatea. Cântecul, dansul. Ceea ce se trăiește în dans nu tot timpul se primește, se retrăiește aceste emoții în viața de zi. Da, cotidiană. Da. Corect. Și, încerc scuze, vreau să trag atenția că ei sunt, nu se cred că internetul acum găsești orice mișcări și așa mai departe. Și singur mi-aduc mișcări, mi-aduc și eu, aplec urechea la ceea ce doresc ei și adică le dau voie să se autorealizeze. Mă gândesc că e bine, mergem, dar uite cum vrei tu, faci tu. Adică ei sunt tot inventatori, ei vin cu fariziile lor, cu tot și eu accept toate lucrurile. Ai așa o calitate deosebită, iată, ea îți permite ca tu singură să descoperi. Pentru că nu, pentru că asta este profesie grea. A fi profesor în genere este o profesie grea. Dar atunci, la dansuri, dumneiei, iată, nu e de strict, iată, asta este. Dar e, poți să-ți deschidă o fereastră și tu mergi și caută. Și asta este o calitate deosebită, pentru că nu ne pune limite, strict asta, strict acela. Dar poți tu să aduci, să rețeat așa, nu profesor, și spui, da, e frumos, îmi place. Și atunci când auzi, îți place, îți pare foarte bine. Din tot ce s-a pus, s-au găsit extreme, da? Ați ajuns la extreme, ceea ce ați montat. A ceea ce ne-a plăcut la mărunta de nou, da. Andrei. În culise v-au așteptat. Cine v-a așteptat? Mama mea, ne-a așteptat mama mea, sora, nepoței, că am fost mai mulți la Moldova Italiană, adică cu susținători am fost, cu prietenii noștri, a fost fratele lui Ion, adică au fost mai mulți care ne-au susținut. Și uitat și ficiorul meu. Și da, și fiul lui doamna Natalia, tot trebuie. Care tot trebuie. Da, foarte mult. Îmi amintesc că băieții au filmat și un filmuleț despre noi și după aceasta mă uitam, Doamne, câte emoții aveam și cum se vedeau pe mimica mea. Dar îmi amintesc un lucru că stăteam, trebuia să ieșim pe scenă, mai așteptam. Eu atât emoții mă, atât retrăiam și eu stăteam, Doamne, eu nu ies pe scenă. Vă mie de mâini, zic, eu nu ies. Da, înainte de scenă, Cristina, gata. Și veneau susținătorii mei, zic, ce cu voi, știți, vă, că să se moște. Zic, da, vă, e ușor. Vă stați acolo în sală și aplaudați, nu trebuie să ieșim pe scenă, încă și dansăm. Eu simt minte momentul, vreau să spun că momentul după ce am dansat și ne trăgeam sufletul și stăteam în fața juraților, o țineam pe Cristina de mână. Și eu simt că ea acum și-a scat, dacă eu n-a s-o țin de mână mai strânsă, ea e foarte mare. Atât de tare, ținem pe mână, am dansat, nu m-am gândit la nimic, absolut la nimic, pur și simplu am dansat, știi, m-am avut o poveste, am redat-o. Nu m-am gândit, uite, juriu ce mimică are, nu m-am uitat la juriu în genere deloc. Dar după ce am dansat și am realizat stația, dansul nostru a fost, n-a fost nici un X nimic, acum a trebuit să-mi spun rezultatul. Așa de tare ținem pe Ion de mână, mă gândeam dacă o să-mi spună nu, eu leașă, îmi cred că probabil atâtea emoții, că vezi o sală întreagă să uită la tine, atâția ochi și încăjuri în față. Știi că asta o să te privesc părinții tăi, te privesc prietenii tăi, atâtea emoții, știi că asta e așa un eveniment, dar e vreo important, asta este un succes, este un, te pot să numesc un punct culminant la această etapă noastră. Și ținea pe Ion, zic, eu mă gândeam, mă, nu-mi da drumul. Sigur că nu știu ce o să fie cu mine. Și când a spus, chiar mă uitam pe video, se vedeau emoțiile, se vedea că avem mai multe emoții după dans decât înainte de dans. Dar a fost bine, da. Doamna Lupu, micuța mea spune că, adică coregraful, profesorul și-a redat o emoție
prin acest dans. De fapt, care a fost grăunciorul? Ai o poveste de dragoste, ați putut sunt mai multe povești și se poate mult și multe. De ce anume? La noi e o poveste deosebită, fiindcă părere de rău bântuiește boala aceasta de cancer, chiar... Nu s-a văzut în montare cu părerea da, aceasta. Da, a fost foarte rământat, de montajul la sectorie. Și dacă ați observat la început acolo, Sunuța imită că e fata bolnavă și potrivit, dar e dansul. Și adică îi cade părul, dacă ați observat o șuviță din cap. Asta a fost foarte rământat, montajul la sectorie. Și asta se dă dovadă. Adică că uite despre ce boală merge vorba și nu pot salva asta, că e prea târziu s-a adresat, da? Și ce face iubitul? Deci când vine de-a mea, știi că ea deja e bolnavă, el vine cu pastilele de la... De fapt, așa... ce semnificau pastilele? Pentru că dacă e tot să vorbim despre montaj, adică s-a redat nu chiar clar. Da. Da. De vorba de eu vin de la serviciu, deci vin cu pastile și cu flori. O văd da. Pe... în rol pe iubita mea stă jos la podea și eu arunc florile și pastilele și mă apropii din sa, fiindcă la moment cel mai important nu sunt pastilele și florile, dar sunt, este ea acolo și se începe povestea dintre între cer și pământ, lupta aceasta. Da, ultimul loc. S-o înțeles, să trăiască, da. Să da, să-i sufri, că eu te iubesc mai mult ca să trăiești. Mai că a fost atât de prost montat, pentru că cei care erau în sală spuneau că a fost cu mult mai frumos numărul, adică cu mult mai frumos m-am redat, pentru că montarea eu m-am gândit că cameramanii o să redea, în special vroiam ca premiera acesta da, să fie la cameră, pentru că se putea face așa un număr de frumos, să fie... Și așa e bine. E bine, da, dar cameramanii au mai lăsat de dorit, puteau să facă încă mai bine. Adică ca să înțeleagă toată lumea da, despre ce merge vorba precis. Despre dragoste s-o văzut 100%, dar anume că am dus în... Adică subiectul. La urmă moare, da, oricum moare fata. Da, fiindcă nu o salvează, că prea târziu s-a adresat, da? Și rămâne cu strigătură la cer. Un protest. Da, un protest. Doamne, să oprească această boală care răpescă vieți tinere. Și de spart pereche. Jurații vor mult și mai mult. Ce aveți de gând? Haideți, dacă țineți un secret, măcar așa sugerați. Va fi foarte frumos. Foarte. Va fi de foarte... Undați cu subiect iarăși. Da, noi mergem cam tema. De foarte multe mai frumos. Va fi mult mai complicat, cu elemente mult mai complicate. Va fi extraordinar. Ați început selectant. Deja e montat. Da, da, da. Nu mai trebuie de acum. Cizelat. Cizelat? Vreau mai repede curățe. Cristina, vrei mai repede să ajungi pe scena mare sau vrei mai repede să te implici într-o muncă așa asiduă pentru că să înveți iarăși rezultate? Haideți, dacă ați întrebat de ce, despre ce merge vorba, să spun doar ideea generală, nu puteam înțeles eu. Spune o idee, da, spune o idee. Acest dans este despre, tot cu Ioana m-a discutat și m-a ajutat aceasta și spun în aproximativ. Este despre atunci când sunt doi îndrăgostiți, dintre care unul nu mai iubește deja, este despre puterea să-i dai drumul persoanei pe care n-ai să o poți face fericită. Pentru că este despre da. Asta. Asta și este un dans extraordinar. Și vreau mai repede să ieșim cu dânsul și să acizelăm. Pentru că Ion, să rămâne la Ion. Ion mă e sus frumos și foarte bine. În general este o... Ca tare susținerile acestea sunt foarte dificile, da, ele sunt foarte brave. Sunt complicate și le îndeplinesc profesioniștii. Chiar într-adevăr, am văzut multe elemente într-adevăr complicate și chiar mă gândeam, uite, Ionu, așa te cunosc, adică ești un băiat foarte... Sunt răzneț. Sunteți activi ambii, adică de acum puțin succes, băi, aveți voi, așa, pe alte sfere, într-adevăr. Un dans, când te priveam, chiar mă gândeam. Nu are atâta forță. Să răcește pe Cristina când sus, când s-o poartă în mâini, așa. Ionel, ce nu i-aș spune Cristina, el îndeplinește. Ce nu i-aș spune el e foarte bravo, e educată și vreau să-l zic la părinți. Bravo, o educație extraordinară. Dar este bravo, pentru că, într-adevăr, sunt complicate aceste elemente. Sunt complicate, dar și poate uneori încercăm și ceva nu-ți primești, zic, hai lăsăm. Nu lăsăm. Repetăm, eu o să fac, o să spun asta, eu pot. Să-l văd mâinile de acum, de-am o pățâcă, îl doare și încheiturile și tot.
Mergem mai departe. Este vorba de depășire personală, adică dacă vrei să obții ceva. E o calitate foarte bună și trece. Plus la asta am adăugat lucrul în sala de sport, fiindcă trebuie să adaugi încă în forță și... Eu ce vreau să spun, e foarte bine pe sus. Adică e simțit, simțit binișor. În următorul dans, dacă ar fi posibil, doamna Lupu, cât mai mult de elemente din astea care sunt și mai complicate și... Da. Este am auzit de la Cristina, adică dacă își ia o cale, oricum paralel va duce și dansul. Bun, te leagă cumva pe tine dansul în viitorul tău sau așa, mai bine ca spectator? Vreau să spun că iubesc foarte mult dansul, însă n-am hotărât dacă vreau să mă leg profesional, adică am să dansez permanent, știu asta, fiindcă trăiesc, adică îmi place, îmi dă energie și de multe ori chiar când stăm în clasă și rezolvăm acolo matematică sau chimie, mai știu eu, îi spun, Cristina stă cu câteva bănci în altă, Cristina vreau dansuri și ea zâmbește. Sau invers, primește, mergem, Cristina mă întreabă pe mine peste câteva bănci, mergem la dansuri? Da, mergem la dansuri. Apropo, aveți un program de activitate, hai să zic eu, foarte încărcat. Cum vă reușește? Și dans, și ore, și sala de sport, mai zici, și probabil Cristina mai are alte ocupații extrașcolare, să zic eu așa, nu numai ceea ce ține, dar în primul și în primul rând sunteți clasa 12 și vă așteaptă un examen de 10 ori mai complicat ca ceea ce ați făcut. Trebuie să recunoaștem că uneori suntem nevoiți să renunțăm la unele lucruri atunci când ți pui un scop și știi că vrei să-l obții, trebuie să renunți, nu ai încotro, pentru că e foarte greu să ca să nu-ți primească, că aici un pic, acolo un pic și în final nu ai nimic, nici acolo, nici încoace. Dacă vrei, adică să te concentrezi la un scop anume, pentru că suntem conștienți că trebuie uneori să renunțăm, dar conștienți că vom recupera, vom munci încă mai mult în unele locuri, dar mai întâi să terminăm cu ceea ce am început. Dacă încep ceva, trebuie să duci până la capăt. Dar eu sunt conștient că se poate și mai mult și se poate lua și mai multe proiecte în spinare, fiindcă dacă te programezi bine, dacă înțelegi, conștientizezi ceea ce vrei tu cu adevărat de la viață, ceea ce vrei tu să obții. Energie este. Rămas doar să te plănuiești să vezi, să-ți plănuiești zilnic ceea ce... Pentru mult la tinerii din ziua de astăzi, cu părere de rău, ei pot mult mai mult, însă... Se limitează. Da, se limitează. Și anume, lărgirea asta, orizontului, eu aleg conștient pentru mine, fiindcă a te dezvolta, a te depăși zilnic pe tine este necesar. Ați demonstrat că, uite, eu pot și eu, dacă zilnic primești rezultate criteriale, ai motivație să mergi tot mai mult, mai mult, în fiecare zi. Asta este, adică se poate mult. Eu fiecare dată intercalați dansul ca gimnastică, cu lecțiile. Vă faceți lecțiile, nu cam amica să spună, ia că te duci la dansul cele, dar ai rămas cu lecțiile, orele în urmă, cu notele mai rele. Vă învățați și când obosiți, ocupați-vă cu lecuță. Așa, un fel de gimnastică. Și adică se intercalează una cu alta și merge înainte frumos. Uneori dansul pentru mine este și un refugiu, fiindcă adesea, pentru noi toți, există unii momente complicate, unii momente când nu mai sunt puteri, adică se întâmplă, la toți cred că avem aceste momente, pentru mine este un refugiu, adică a dansa, a uita, a te refugia de ceilalți și anume când petrești tu și mișcările acestea, păi ești în altă lume, ață, da? Da, păi ești viața și... la un erou presupus, de fantezie. La doamna Tatiana, eu vreau să spun că așa copiii se întâlnesc nu chiar des. Eu vreau să zic că am mai avut o perechi. Ce calități chiar, ce calități deosebite au? Să ne enumărați, ce calități ați observat la ei și nu ați găsit la alții? Depun suflet în orice mișcare. Sunt în căutare singur. Permanent vin cu idei noi, cu propuneri noi. Cristina, doamna Talia, ai de învățat așa, că uitați-vă, ai spune, ne arată în Cristina. Nu, încă nu arăt, că... Nu ești sigură. Că nu sigură că încă trebuie să o fac, trebuie și-a pe urmă să vă arăt. Și mă pun pe gânduri, stai, zic, luați seama, doamne ferești, nu cădeți, ori să faci ceva, pe urmă eu zic să răspund, mănica, zic, mi-a luat copii și ei la dans, ce-ai făcut dintre ce, că doamne ferești, s-a întâmplat toate astea, s-a rupt ori s-a astea. Că v-ați ales așa și chiar că ați participat, nu? Am discutat despre părerea părinților. A mei părinții au fost, adică mama a fost acolo, părinții lui Ion au văzut dansul la televizor. Vreau să spun că când am ieșit de pe scenă, mama m-a întâlnit și am văzut-o cu ochii în lacrimi și am cuprins-o, zic, mamă, nu te gândești să plângi? Zic, nu plânge, adică era bucuroasă, era...
atât de bucuroasă pentru că, da, lacrimi de bucurie și cred că era mândră pentru că când era deja acasă și a văzut la televizor și a văzut și tata, tata nu văzuse dansul deloc, adică mama mai văzut ceva mișcări, tata nu-l văzuse deloc, adică el este mai retras în acest domeniu, nu prea știe ce dansuri mai facem și la televizor a văzut și frumos, da, frumos. I-a plăcut, da. Și mama îi spune, vezi, trebuie să mergi și tu cu noi. Și zic, tată, în semifinală neapărat trebuie să mergi. Adică îți pare bine când înveți că se mândresc și sunt bucuroși. Pentru că, de adevăr, este o bucurie pentru ei, o bucurie pentru noi. Eu vreau să zic că acest talent e depus, cred că au pus Dumnezeu mâna pe capul lor. Și pe unul și pe altul și i-a unit, cred că așa trebuie să fie, fiindcă vă zic, rar se întâlnește când se contopesc perechea. Adică ei se simt unul pe altul, într-o suflare fac tot și sunt de acord și adică nu am... Păi contează mult, în dans contează mult, să fiți un corp, să fiți da, un corp. Da, doamna, contează, absolut. Haideți, așa, pentru final. Cristina, ai fost modestă, ai zis că nu ne-am gândit noi la bani. Haideți să acceptăm și această situație. Ia uitați-vă și să finanțați. Ce faceți cu banii? Deja am primit această întrebare când a fost acolo, da. În sala de interviu. Și Ion, haideți să spune tot ce am hotărât noi. Avem un scop nobil. De fapt, după cum știți, în iunie, dacă cineva știe, am organizat un concert de caritate pentru un copilaș bolnav, grav, este vorba de Tudor Ghensar, care are o maladie incurabilă. Și, dar se poate de ameliorat aceasta de tratat, însă ne-am pus scop că dacă vom învinge, vom da o parte din bani lor. De asemenea, vom face în conjurul lumii, am spus că... Vrem să mai adunăm bani și să facem în conjurul lumii, este a doilea vis, adică așa ne-am gândit noi la... Și vreau să spun că un scop, de ce mai mare scopul, de ce mai multe obstacole sunt și nu așteptați, vreau să spun pentru cei ce ne privesc acum, nu așteptați ca cineva să vă susție, să vă motiveze, luptați, aveți nevoie voi să credeți în voi, atunci ceilalți vor crede în tine. De la bun început tu trebuie să fii ferm, să fii încrezut, să lupți și să muncești. Eu chiar vă doresc să o obțineți. Fie ce nu s-ar întâmpla, să aveți un succes enorm și dacă, chiar uitați-vă, nu vă reușește, în conjurul lumii, oricum să... Neapărat. Vă mulțumesc și vă doresc un succes enorm. Mulțumim. Un succes enorm. Și dumneavoastră, doamna Natalia, răbdare și cât mai multă muncă pentru ei. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, vă amintesc că astăzi la emisiunea Secretul Succesului au participat Cristina Clima și Ion Banar și doamna Natalia Lupu. Eu vă zic la revedere și ne întâlnim la următoarea emisiune. Toate cele bune!